Bun găsit, Teodora! Spuneai despre Iurghis Kairis și momentele sale de acrobație au fost printre cele mai aplaudate de către miile de bucureșteni prezente aici la platforma aeroportului Băneasa. Ne spunea că să zbori înseamnă să te duci în cer, înspre nori și să faci lucruri trăznite. La 70 de ani ne-a dovedit încă o dată că face lucruri impresionante în orice meeting aviatic pe care îl susține. Alte momente care au strânit aplauz au fost cele ale forțelor aeriene române, au fost trecerile aeronavelor F-16. În aceste momente le vedem pe cerul Bucureștiului, pe aeronavele IAC-52 ale bazei Boboc. Este primul avion pe care îl învață să-l piloteze piloții forțelor aeriene române. De asemenea, în urmă cu puțin timp, i-am văzut și pe italieni care au venit aici la Biaz cu două supersonice și cu un Spartan, un avion cargo de transport cu care și-au demonstrat cât de maleabil este acel avion. Deci, privește cerul, a fost poate sintagma cea mai bine folosită astăzi, pentru că am văzut copiii care se jucau cu planoare din silicon și încercau practic să refacă și ei ce vedeau pe cer. Teodora?